Mă bucur că am câștigat. Ce să pot să nu văzut mai lucru. O victorie importantă, 3 puncte care avea nevoie echipa. Crezi că se punea problema unei schimbări în cazul unui rezultat de egalitate? Nu știu asta, nu pot să comentez lucrurile astea. E bine că s-au luat punctele. Aveai loc în atac? Aveai loc în atac. Normal că am loc în atac. Am loc, normal că am loc. În momentul de față, câte oferte? Câte oferte am de față? Da, discut, nu știu. Tu m-am dus la cheia, nu pot să vorbesc acum ce oferte am, ce se întâmplă. Trebuie să rezolvi problema cu echipa și după. Și care e situația ta, mă, pentru că te gândești echipa noastră? Da, da, nu știu, stau, știi ce știu, conduce, stau și vom vede. Se pune problema unei revenit la Craiova? Nu știu, să vedeți, după după aia întrebare. Te-ar încânta? Sunt la Chiar, și... Te-ar încânta la Craiova? Nu, m-ar încânta, nu știu, nu pot să vorbesc despre ce va fi. După aia stai aici. Da, nu te-ai dorit să joci la o echipă. Ești trebuie să tu joci la... să joci acasă, normal, de ce nu, da? Deocamdată la Chiar și trebuie să faci datorii aici. Cred că poate și pentru o perioadă grea. Păi, mă, da, da. Să ce pe perioadă grea, să-și devine. Au echipă foarte bună și un stat bun și o să-și devine. Te-a surprins începutul mai puțin sub o așteptare al Craiova? Da, da. Dacă ieri, sau cum am jucat, ieri câștigau, cred că lucrurile au normale, tot era normal, dar o înfrângere nu prea bine, nu s-a dat. Tu te-au să și câștige meciul cu viitorul? Normal, o să câștigi, asta a fost normal.